Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Cine sunteți? Mă numesc Nic Bung, lucrez ca director într-o companie de lactate, cea mai mare cu capital românesc de la noi din țară. Anul trecut am fost în ambasada României din America, unde am făcut o degustare de produse și pe lângă asta am făcut o mămăligă cu care o să o pregătesc în seara asta și le-au curs balele la toți. Să zicem pe românește că suntem țărani de la Coravaci. Am venit la Chef la Cuțite, fiindcă vreau să promovez rețetele vechi tradiționale care sunt pe cale de dispariție. Îmi place foarte mult să gătesc în timpul liber, dar îmi place să gătesc doar tradițional românește. Asta e sufletul meu, România. Acum pregătesc mămăliga tradițională. Am făcut peste tot această mămăligă, straturi de mămăligă, pături, cum le zic eu, un fel de tort tradițional cu mămăligă, brânză de burduf de ibănești, iar un strat de mămăligă cârnați din gospodăria noastră de acasă, încă un strat smântână, telemea de ibănești rasă și cu murături din grădină de la mine, de acasă. Dragi șef, sper să vă încânt și să-mi dați cele trei cuțite! O, avem duet! Castraveți murați? Stai că avem castraveți murați semici. MBS! Așa arată, MBS! Sau poate altceva. Dar merge cu murături, mă? Ceva? Jumări, ceva pe aici? Am dat de cârnați. E micul dejun ardelenesc. Așa mic dejun? Mhm. Nu știu dacă merge să mănânci mămăligă cu o smântână. Are niște cârnați pe acolo. Murători? Cu murători. Nu merge. Deci balmoș? Asta trebuie să nu fie? E balmoș. Nu e balmoș. Ricky, vino da, puțin, dragule. Da, șef. Tu știi ce mâncare e asta? Asta e... Ai auzit de talmeș-balmeș? Talmeș-balmeș. Da, așa se numește asta. Talmeș-balmeș. Talmeș-balmeș. Ia, vezi, arată, mai gustă. Arată frumos. Gura mare, stai, nu așa, nu așa, stai așa. Gura mare. Hai, acum ia. Amestecă puțin. Avioane. Papa bun. Vreau un verdict bun de la tine. Vino mai încoace, vino mai încoace. Să vezi ce mănânci. Așa, Ricky. E bun? Da, îmi plăc asta. Deci asta se cheamă talmeș-balmeș. Ricky este nebunit după mâncarea noastră. Da, ăsta e cam mâncăcios din ce am văzut. Este. Și ce lipsește să fie ardelenească? Slănina prăjită. Eu am crezut că are jumări. Asta trebuie să fie cumva mâncare de stână, dacă stai să te gândești. Mai mult de câmp. De câmp? De câmp. De muncă la câmp. Bună, șef. Salut. Bună seara, salut. Mă numesc Nicu Bump. Nicu Bump. Din județul Mureș, din inima Ardealului. Ardelean. Am venit să promovez rețetele tradiționale de la noi din zonă. Lucrez ca director într-o fabrică de produse lactate. Aha. Eu sunt omul care am certificat primul brand la nivel european, Telemeau de Ivănești, cu saramură de Orșova, cu denumire de origine protejată. Cum e? Wow. Stai că ne da peste cap. Ia ne încerc. Wow. Telemeau de Ivănești. Am auzit de Telemeau de Ivănești. Cu saramură de Orșova. De unde? De Orșova. Cum adică? În comuna Gurghiu este o fântână de sute de ani, unde toți producătorii iarna își fac brânză și o pun în putine în diferite recipiente cu saramură și carna de porc. La fel, care o scot vara sau toamna când pleacă la muncile de câmp. Ai zis că este o fântână. Da. Și toată lumea bagă în fântână? Nu, și iau de și acolo. Și iau apă de acolo. Apa sărată de sute de ani. Noi... A, deci aia cu apă sărată. Da. Fântână e sărată. Da, fântână e sărată, okay. Care o folosim ca conservant pentru telemeaua de Ivănești. Ok. Okay. În 2013, chiar aici la Indagra, am primit denumirea de origine protejată la nivel național. Felicite. A fost o reușită pentru noi. E o reușită uriașă. Am trimis caietul de sarcină la Bruxelles, unde a stat la contestație un an de zile. În ultimele trei zile de contestație am fost contestați de colegii greci pe denumirea Telemea Telemes. Okay. Și am început lupta între România și Grecia. Noi trebuia să demonstrăm că cum o facem noi, nu o fac ei. Am câștigat contestația în 2016
16, în 13 martie am primit certificarea la nivel european, a fost o reușită pentru noi. Atunci am început să intrăm în toate super și hipermarketurile din România, să vindem produsele noastre. Eu cu soția mea am făcut o mămăligă mare, cu brânză, fără carne, fără cârnați de data asta, dar Polinca am avut și acum, și au mâncat toți pe rupte. Deci, acum... Bravo, foarte și că dacă bine. Mai lăsăm un sfert de oră, el vorbește în continuu. Da, dar el poate să vă povestească, nu-i problemă. V-am adus și niște produse să le degustați de la noi. Mulțumim frumos! Ești însurat? Da. Copiii ai? Da, un copil de 15 ani, e la veterinară, la liceu, dorește să devină medic veterinar. Acasă tot atât de mult vorbești? Peste tot. Bine, că așa mă cuceri și pe mine. Vorbind așa mult, da? Cu povești multe. Hai mă, hai să vedem. Eu când intru în Comisia Europeană... Stai mă. Eu când intru în Comisia Europeană... Băi, înfrânați-vă puțin, băi, tată. Eu când intru în Comisia Europeană, vă spun sincer, Comisia nu mă cere să-mi dau jos de pe mine nimica. Hai, nu rog, felicitări maestre, mulțumim pentru prezentul. Vă mulțumesc și vă aștept la mine la fabrică. Să promovăm produsele fabricate la patrie. La revedere. Vă mulțumesc frumos. Sunt foarte fericit că am participat și am primit cele 3 cuțite. Eu trebuie să pup, uite așa. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.